Bună ziua, sunt Sparky de la echipa pcmeo.info. După cum am zis în tutorialul trecut, voi continua cu partea a doua a creării unui site gratuit cu ajutorul web CMS-ului numit Joomla. După cum am spus chiar la sfârșitul tutorialului că trebuie să lăsați să se uploadeze pe FTP, chiar toate fișierele. După ce s-au uploadat aceste fișiere, veți ajunge la acest stadiu, să zic așa. Deci eu când am intrat pe tutoriale PC meu, PC by host 32, cum l-am înregistrat, sunt direcționat direct către această pagină. Așa, aici selectăm limba, îi dăm next. Așa, aici pui o mică verificare, să zic așa, a instalării. Se uită dacă avem PHP, MySQL, mai multe. Dacă configuration PHP este ok, îi dăm next acum. Aici, ca la toate programele, ne treabă dacă suntem de acord cu minunile lor. Îi dăm next. Așa. Aici se încurcă foarte mult lumea. Ce trebuie aici? Aici ne trebuie o bază de date MySQL. De unde o luăm? Din control panel-ul nostru. După cum vedeți, MySQL host name, vedeți? Acum trebuie să avem undeva database. Vedeți aici, selectăm MySQL database. You are not go to login. Așa, acum. L-am fost lăsat așa și a expirat. Și parola. Așa, s-a conectat. Și dăm MySQL database. Aici ne zice you're currently using 0 of 50. Deci folosești 0 din 50 cât te poți crea. Și o numim PC. Îi dăm create database. Așa. Deci am creat. Să vedem, avem nevoie de host name. Host name-ul, vedeți aici, MySQL host name. Selectăm. Dăm copy. Paste. Avem nevoie de username. MySQL username. Aici totul este scris, este pe înțelesul tuturor. Nu este foarte greu. Password. Parola magică, magic password, database name, asta este baza de date pe care am creat-o eu, asta B32PC, și dăm paste. Vedeți, acolo mi-a rămas un spațiu. Deci cam atât este configurarea asta, ar trebui să meargă. Dăm next acum. A mers din prima. Glumeam doar, nu avea de ce să nu meargă. Așa, aici trebuie să introducem acum datele de la FTP. Unde sunt? Uitați aici, FTP hostname, FTP username. Și selectăm. Nu vrea să se selecteze. E încăpățânat hostul, dar nu e nicio problemă. Ia, i-am venit de hack. FTP user. Vedeți, aici am greșit eu. Eu am vrut să trec hostul. Nu, așa, ne trebuie user, nu hostul. Așa. Username-ul, parola magică.
fete pe RootPad. După cum vă aduceți aminte, eu am să vă arăt, vedeți, totul este pus aici pe FTP. Vedeți? Numai puțin. FTP RootPad. Deci unde aveți voi să uploadați fișierele? Că nu aveți voie chiar oriunde pe acest FTP, de exemplu. Dacă e unul cumpărat cu bani, acolo veți avea public HTML și acolo vor fi toate fișierele dumneavoastră. Dar aici trebuie puse toate în htdocs. Deci eu voi scrie aici /htdocs. Next. A mers. Site name. Test site de tutoriale creat de echipa pcmeo.info. Mailul nostru admin@pcmeo.info. Admin password. Nu vă zic. Iar nu zic parola și o să se vadă în aici după ce dau next. Na, nu s-a văzut. Așa, ce trebuie să faceți când ajungeți la acest pas? Normal ar trebui să ștergeți folderul acesta, instalațion. Installation. Să mă pronunț bine în engleză. Nu trebuie neapărat șters. Cel mai bine dăm click dreapta și dăm un rename și numim installation 2. Și gata. Am rezolvat problema. Acum mergem înapoi și dăm a site. După cum vedeți, site-ul nostru este gata. Și acum cum intrăm în administrarea site-ului? Scriem aici sus administrator. Zoom la administration login. Și scriem admin. După cum ați văzut acolo, username-ul selectat este admin. Și parola magică. Așa. Am intrat. Acesta este miezul, să zic așa, site-ului dumneavoastră. Aici la Global Configuration puteți modifica keywords, site description, deci chiar tot ce vă doriți. Componente, dar nu voi intra în detalii. Deci eu am vrut doar să vă arăt cum se creează un site gratuit, nu cel mai ușor și cel mai simplu posibil. Pe viitor o să mai fac tutoriale despre Joomla, dar este un CMS foarte ușor de utilizat pe care îl recomand cu încredere mai departe. Acum că știți parola de la acest site, vă las ca să experimentați dumneavoastră tot felul pe aici și promit că în tutorialele următoare le voi face numai detaliate, pentru că nu îmi place să mă întind cu tot felul de prostii pe care nu vă interesează pe dumneavoastră. Am să vă arăt cum se introduc articole, cum se face un meniu, cum se schimbă un banner, cum se instalează un template. Toate astea urmează să le vedeți în continuare la pcmeo.info. Vă așteptăm. La revedere!